vară, un flac. M-au făcut cu două injecții, acum și m-am de făcut două. Aoleu, eu nu suport acele desengănau, antitetanos, pastile sau chiar supozitoare. Antitetanos, palme la fund, dacă vrei. Eu mă gândesc să nu fac vaccin deloc. Păi, vrei să turbezi? E, turbez. Îl știu pe mai de nezul ăla de când era mic. Îi spune ciupilică. Când era pui, n-avea dizmat și dar nu ciupea. Ciupilică? Mai bine ciupuloi sau compostache. Că uite ce m-a capsat pe spate. Sigur l-ai provocat tu cu ceva. Eu? Dar n-am făcut nimic. Pur și simplu stăteam pe bancă. Mâncai ceva? Te scărpinai în vreun fel ceva? Mâncam gumă și cred că m-am scârpinat o singură dată pe spate. Păi asta e. A înțeles că îți fidezi prin faptul că tu mănânci tot timpul și te doare în spate de foamea lui. Dar pe tine de ce te-a mușcat dacă ești așa cunoscătoare? Eu m-am lăsat mușcat. Da, sigur! Așa mă joc eu cu el. Ne fugărim, ne mușcăm reciproc, ne tăvălim pe jos, e un limbaj de comunicare, nu înțelegeți voi. Aha, și de ce ai gentul ți-a spus iată? Ce aveai în ea? A, nimic important. Miroase a sandwich, te-a atacat pentru mâncare. Eu ultima. Nu mă băgați pe mine la injecții, vă rog. Dar nu e cu injecții, mie mi-au dat doar ceai. Pe bune? Ceai? Da, au și injecții, dar doar pentru cine vrea. Cine nu suportă, au ceai cu vaccin și e foarte bun, că e cu miere, cu propoli și lămâie. Ah, păi în casă lăsai rândul meu, nu? Mi-au tras niște injecții de... am făcut pe mine. Ați nebunit? Ce aveți cu maidanezii? Nu-i mai vrem pe stres. Ne e frică să venim la școală. Dar ei nu vă fac nimic dacă nu-i provocați. Nu au ce căuta pe străzi. Ne-am săturat să fim compostați de colții lor și să facem injecții. Ce noi ne-am săturat să-i loviți și să-i alungați și să-i tratați ca pe niște animale? Păi asta și sunt. Animale. Sunt suflete ca și noi. Atunci și țânțare sunt suflete. De ce eu mă rog când am fost în tabără? Dacă voi protestați împotriva maidanezilor, atunci și noi vom protesta pentru maidanezi. Jos maidanezii! Jos maidanezii! Lăsați maidanezii! Lăsați maidanezii! Jos maidanezii! Jos maidanezii! Lăsați maidanezii! Băi, ia gata! Liniște! Ce tot atâta gălăgie pentru o chestie clară? Nimic nu se schimbă dacă nu facem noi ceva. Trebuie să prinde pe ciupilica maidaneză și să-l predăm hingherilor. Ce? Să nu îndrăzniți! Lăsați-l în pace, că nu lasă cu voi! Nu! Noi am făcut doar injecțiile. Cine-i pentru? Atunci noi o să-l protejăm pe ciupilica. O să ce? O să luați la voi acasă? Da, o să spălăm, o să-l hrănim, o să-l îngrijim. Hai, Alexandra, să ți-l duc pe ciupilică acasă. De ce la mine? Credeam că tu vrei să-l iei. Eu nu pot, că am alergie la blana de câine. Și eu am alergie la dinții de câine. Atunci îl ducem lui Ana, că ea o să se bucure. Faceți cum vreți, dar dacă mai vedem o dată pe străzi, noi îi dăm pe mâna hingherilor. Și știți ce fac hingherii cu maidanezii, nu? Auzi la ea! Știți ce fac hingherii cu maidanezii, nu? Îi eutanasiază. Cum să lăsăm pe
putea să pățească așa ceva? Pleacă de acolo, marș! Uite ce simpatic e el și ce drăgălaș. Nu știu ce toată lumea vine pe el când îl vadă așa drăguț cum roade. Dar ce roade el acolo? Aia sunt pantofii mei! S-a lăsat de sculță, ciupilică, dar e simpatic, rău. Lasă că iarna asta por sandale. Măcar știi că ai salvat un sufletel, nu? Un sufletel care... Dar ce roade el acum? Telecomanda de la televizor! Dar nu-i grav, că pot să schimb canalele și de la butoanele televizorului. Așa e, auzi? Dar n-ar trebui să-i amenajăm un loc unde se pune să-și facă nevoile? Uite ce-a făcut pe covorul ăsta. Și e covorul de zestre a mamei. E, până se obișnuiește cu casa, mai face și el pe aici pe acolo ca să-și marcheze teritoriul. Ce-a făcut asta aici? Și ce miros groaznic! E clar, a marcat teritoriul de nu se mai poate locui în el. L-a transformat într-un maidan, ca să se simtă ca acasă, Jabra. Eu zic să-i lăsăm lui camera asta. Și unde mai dorm? Îmi fac o cușcă afară? Ai dreptate, ciuplica nu poate fi ținut în casă, cel puțin nu în casa asta, nu la bloc. Îl dăm Ioanei să-l țină, că asta la curte. Poate să marcheze liniște toată curtea, ciuplica. Dar în curte Ioana are o grădină în care crește roșii. Dacă le udă ciuplica. Lasă că se spală roșiile, hai să ne apucăm și noi de spălat pe aici. Ce mai va face din patrulă, B? Nu te apropia de ele. Cred că au fost mușcate și au turbat. Așa pățești când turbezi. Exact, încerci să te comporți precum animalul care te-a mușcat. În cazul lor, miroși pe jos ca un câine. Adică dacă te mușcă un can, începi să tragi căruțe? Evident! Atunci aș vrea să mă muște un elefant, că elefanții nu uită niciodată. Citesc o singură dată lecția pentru școală și iau 10, sigur. Hai să-l ducem la spital, poate le salvează cineva. Ai grijă că dacă ne mușcă ele pe noi, vom turba și noi. Da, să iau un băț. Hai, cuțu-cuțu! Nu suntem turbate! Da? Și atunci de ce urli ca o turbată? Pentru că mă lovești cu bățul. Atunci ce căutați pe jos? Verificăm dacă mai miroase pipi de câine. Am frecat covorul cu detergent, l-am clătit de câteva ori, am vărsat și sticla de parfum al lui mama, dar parcă tot pute. Voi ce-ați făcut cu pipilica? Vreau să spun cu ciupilica. I-l-am dat lui Ioana să le ia la ea acasă, s-a bucurat foarte tare. Ea e o mare iubitoare de animale, are deja două pisici. Doar una. Păi, parcă aveai două. Aveam, dar ciupilica a fugărit-o pe una din ele până a sărit pe fereastră, săraca. Noroc că stai la casă, la parter. M-am mutat la etajul nou acum câteva săptămâni. Condoleanțe și pisilică. Vreau să spun ciupilică, ce-ai de gând să faci? Stai puțin că mă sună mama. Alo? Am înțeles. Zero pisici. Pisilica a mâncat-o și pe cealaltă. Câinele ăla e un animal. Chiar e un animal. Știi ce vreau să spun? Câinele ăla e un monstru. Aveau dreptate mușcatele. Și ce propui să facem? Vreau răzbunare. Ochi pentru ochi și câine pentru pisică. E supărată, te înțelegem, dar nu-l putem duce la hinghieri. Atunci ce propuneți? Maria, îl vrei tu înapoi? Dacă câinele ăla se întoarce aici, mă mut eu. A distrus deja casa. Și ce propui să facem? Îl ducem în pădurea, de la marginea orașului. Sunt de acord, să trăiască în pace și armonie alături de celelalte fiare. Cred că se-i placă în pădure. Într-un fel e mai bine pentru el. Și pentru noi. În sfârșit putem merge și noi la școală fără să fim lătrate. Nu-mi vine să cred. Ăsta a ajuns înaintea noastră. Zici că a venit cu autobuzul. Dar cum a știut drumul înapoi? S-a luat după mirosul de elev. Va să zic că a zișuat acum ciupilică. E al nostru. Avem noi grijă de el.
chema hingherii să-l ia? Hingherii nu sunt în stare să-l prindă. Asta e o treabă pentru adevărații profesioniști. George! Vă prezint costumul anti-ciupilică. George e prototipul. În partea de jos, gleznele sunt protejate cu manuale cartonate din caietul de mate. Mușcă, mă, să vezi. Nu e nevoie, vă credem. Pulpele, mâncarea preferată a lui Ciupilică, sunt băgate în gips. Mușcă, mușcă, să vezi. Văd că în partea de sus, abdomenul este blindat cu manuale cartonate prin care nu trec colți. Brațele sunt băgate în bidoane de suc la 2 litri. Mâinile sunt acoperite de mănuși de bucătărie. Iar acesta este lațul cu care o să-l prind pe Ciupilică și o să-l duc la hingheri. Care e planul? Îl lăsăm să-și înfigă colții adânc în momeală, iar eu vin cu lațul în timp ce el te mănâncă. Genial, momela ai adus-o? Momela ești tu. Cum adică, momela sunt eu? Păi de ce crezi că te-am îmbrăcat în costumul anti-ciupilică? Am crezut că e pentru apărare. Dacă ne fugurește Ciupilică, dacă tu vrei să mă las mușcat? Exact, trebuie să las să te mestece bine, iar eu vin cu lațul în timp ce el te mănâncă. Mai bine mă min cu un copan. Exact, cu un copan de om. Hai, curaj! Dacă o să scrie frumusețe azi de costum. Bine, mă duc. Am o întrebare legată de costumul vostru. Gleznele sunt bine protejate, la fel picioarele și mâinile. Dar fundul cu ce e protejat? Fundul, George, vino înapoi! George! Costumul vostru era în fund slab. Nu-mi spune. Fundul? Cum să-i dea seama? De ce crezi că mă țin de el? Mă găsiți la cabinet. Eu zic totuși să lăsăm pe hingheri. Închide telefonul! Și cu Ciupilică ce o să facem? Ați demonstrat că nu sunteți în stare să aveți grijă de el cu rândul. Îl adopt eu, îl voi lua la mine acasă și am să-l cresc eu. Din momentul ăsta Ciupilică e câinele meu. Ai grijă că își face nevoile prin casă. Și mănâncă pisici. E o fiară! Ciupilică nu e o fiară, pare el mai neastâmpărat, dar în adâncul sufletului e un câine blând, care e cel mai bun și iubitor prieten al omului. O să vedeți voi! E o fiară! Am mușcat una care l-a hrănit și pe cealaltă, sulat la hingher să vină mascații să-l ia. Ești sigură să chemăm hingherii? Sau să lăsăm în fața școlii? Hingherii! Hingherii sau nu mai ții tu la tine? Hingherii! În sfârșit ai lămurit și... M-a urmărit până aici și e foame, nu s-a săturat cu mâinile mele. Vrea să intre repede, ține ușa, că eu nu pot cu mâinile astea. Sună tu la hingherii. Sară pe clanță, monstrul! Sună odată! Hai odată că intră! Nu reușesc să apăs tastele cu bandajele astea. Sună odată! Alo, veniți repede la școala numărul 59. Suntem baricadate într-o sală de clasă. Alo, alo, greșeală! Hai că ne-am obișnuit cu injecțiile. Ne vedem la cabinet. Măcar Ciupilică va trăi în continuare. So
1, 2, 3.